Poporul evreu avea cortul întâlnirii. Partea din interior avea o perdea care separa Sfânta Sfintelor de restul. Acolo, marele preot putea intra o dată pe an. El intra acolo cu sângele animalului jertfit, atât pentru propriul păcat, cât și pentru păcatele întregului popor. Dacă preotul era necurat, murea imediat. Judecata se făcea pe loc. Dacă un om păcătos se apropia de Sfânta Sfintelor, pedeapsa lui Dumnezeu se manifesta. Cel mai sacru lucru din cort era chivotul legământului sau chivotul revelației. În chivot erau tăblițele cu cele 10 porunci, mana așezată într-un vas de aur și toiagul lui Aron, care a înflorit și a adus roade, migdale coapte. Lângă chivot era cădelnița de aur. Deasupra chivotului erau heruvim cu aripile întinse. Acest chivot, chivotul central, se numea chivotul descoperirii. Moise vorbea cu Dumnezeu și Dumnezeu îi descoperea lucrurile pe care trebuia să le facă în poporul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, în 1500 de ani de experiență a chivotului legământului în poporul evreu, marii preoți au intrat în Sfânta Sfintelor doar o dată pe an. Dacă cineva încălca ordinea în slujirea lui Dumnezeu, era pedepsit cu moartea. De exemplu, Nadab și Abihu, fiii preotului Aron, și-au luat cădelnițele și au decis să facă slujba așa cum au dorit ei și cum li s-a părut lor că este mai bine. Au adus un foc străin înaintea lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să le zică să facă acest lucru. Focul venit de la Domnul a ieșit și i-a mistuit. Au murit în fața Domnului. De ce? Pentru că ei au intrat cu gândul să slujească lui Dumnezeu, dar în felul în care li s-a părut lor că este bine. Și cât de multe astfel de slujiri avem noi astăzi, pline de fire, de lucruri sufletești, de lume, de păgânism. De aceea Pavel spune că nu putem să-i facem pe plac Domnului după fire și după suflet. Dimpotrivă, facem mai rău. Devenim vrăjmașii lui Dumnezeu pentru că, practic, facem ce nu trebuie. De aceea ei au fost nimiciți. A fost o cădelniță și a fost arătat cum trebuie să fie preoția. Nu trebuie să fie una firească, lumească, sufletească, păgână. Apoi vedem cum Core, Datan și Abiram s-au ridicat împotriva lui Moise. Împreună cu 250 de căpetenii din popor, ei au venit cu cădelnițele lor înaintea poporului. Pământul de sub ei s-a deschis și au coborât de vii în locuința morților cu toată averea lor. A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel s-au răzvrătit. În nebunia lor au venit la cortul întâlnirii, la locul sfânt, ca să meargă împotriva lui Moise și a lui Aron. Când Domnul s-a mâniat, în popor a început o orgie. Oamenii cădeau morți cu miile și strigau, iată, murim! Și cei care se apropiau de cort mureau. Ei au vrut să-și facă propria lor ordine, să-și arate puterea și să-și demonstreze poziția. Toate acestea sunt pilde pentru noi. Doar un preot putea sta între cei morți și cei vii și să oprească moartea. Și nimicirea s-a oprit. Doamne, de ce astfel de jertfe? Este groaznic! 2 milioane de oameni au căzut. Dar când am început să analizez istoria și să văd ce este în creștinism, având și experiență, am înțeles de ce Dumnezeu a arătat asemenea cifre și a îngăduit aceste lucruri. Astăzi, aceste cifre de milioane au crescut și au ajuns să fie miliarde. Miliarde de oameni care au venit la Dumnezeu și care nu au înțeles că acel popor evreu a rămas în pustiu. Știți cine sunt cei căzuți astăzi? Cei care au pus pe primul loc ambițiile și părerea proprie. Doar noi suntem oameni mândri, știm ce înseamnă toate lucrurile. Nu avem nevoie de Dumnezeu, nu avem nevoie de domn, nu avem nevoie de împărat, noi suntem Dumnezei, suntem domni și stăpâni. Dumnezeu știa ce va urma, pentru că astăzi oamenii spun, dar noi suntem atâția, ne-am adunat o mulțime. Ascultă-mă! Acolo era o mulțime. Pe o parte erau 2 milioane și pe cealaltă parte erau 2 oameni, Caleb și Iosua. Care a fost alegerea lui Dumnezeu? Cei doi. De ce Dumnezeu i-a ales pe aceștia?
pentru că au avut cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc, chemarea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, ceea ce a stabilit și a lăsat Dumnezeu. Nu au avut pe primul loc ambițiile lor, mândria, dorințe proprii, păreri proprii, nu ceea ce încerca poporul să pună pe primul loc. Dar te poți întreba, care este alegerea? Oare Dumnezeu nu a arătat această alegere? Ce alegere ne-a arătat Dumnezeu în urmă cu mii de ani? Cum a fost Moise, Caleb, Iosua pentru oameni? Amin? După această întâmplare, Dumnezeu i-a zis lui Moise, adu 12 toiege din fiecare seminție din popor și pune-le în cortul întâlnirii, înaintea chivotului mărturiei, și va înflori toiagul aceluia pe care îl voi alege eu. A doua zi, toiagul lui Aron a înflorit și a adus roade. Celelalte toiege nu au avut viață, au rămas moarte și nu au adus rod. Acest toiag a fost păstrat în chivot ca o mărturie despre autoritatea lui Dumnezeu în poporul său. Însuși Dumnezeu arată că El alege preoții, El unge cu autoritate în poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu s-a schimbat. El este același ieri, astăzi și în veci. Tot ceea ce este făcut altfel este păgânism și va avea aceeași soartă ca acelora care au coborât de vii în iad. Au fost 12 seminții și liderii aveau pretenții că ei sunt autoritate de la Dumnezeu. Dar aici este și problema. Dumnezeu este Cel care alege autoritatea. Dumnezeu unge autoritatea pe care vrea să o pună. El a spus, aduceți toiegele, care erau doar niște bețe, puneți-le acolo. A doua zi, unul din toiege a înflorit, a avut viață, a fost ungere de la Dumnezeu. Restul au rămas niște bețe. Și în ziua de astăzi, bețele sunt religiile de lemn. Astăzi avem foarte multe religii de lemn. Și este suficientă autoritate din aceste religii de lemn. Lumea și pământul sunt pline de autoritate religioasă, dar nu de autoritatea lui Dumnezeu, de ungerea lui Dumnezeu. Și aici trebuie să avem claritate. Pentru că religia nu oferă nici viață, nici mântuire. Și Dumnezeu a ales și a numit, a uns autoritate, chiar dacă au fost mulți care au dorit să primească autoritatea lui Dumnezeu. Iisus vorbea despre aceasta când se adresa poporului evreu. Priviți la Osea, de ce aveți probleme? Pentru că Dumnezeu spune, ați ales împărați fără mine, ați numit regi fără mine și astăzi toate aceste lucruri continuă. Oamenii încearcă singuri să numească slujitori, lideri, se gândesc pe cine vor să pună pastori, pe cine vor să aleagă în laudă, în închinare, oamenii aleg. Însă Dumnezeu stă în spatele tuturor lucrurilor și spune că dacă faceți fără mine aceste lucruri, nu veți putea fi pe placul lui Dumnezeu. De aceea este scris că cei care trăiesc după firea pământească nu pot fi pe placul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, oamenii cu o minte firească și pervertită sunt vrăjmașii lui Dumnezeu. În afară de toiag, în chivot erau tăblițele cu cele 10 porunci. Astăzi, mulți credincioși nu sunt în stare să le enumere, nu mai vorbim despre împlinirea lor. Dar aceste lucruri sunt sfinte. Conform legii, cel care încălca poruncile era pedepsit cu moartea. Baza acestor porunci este a-L iubi pe Dumnezeu și a iubi aproapele. Mulți spun că cele 10 porunci nu mai sunt de actualitate, dar Noul Testament este bazat pe 2 porunci. Hristos ne-a învățat să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste 2 porunci se cuprind toată legea și prorocii. Nu s-a schimbat nimic. Standardul noului legământ este mai înalt, este standardul Duhului. Dacă Vechiul Testament spune să nu faci, Noul Testament spune nici să nu te gândești la păcat. Vechiul legământ înseamnă spălare, jertfe, daruri, mâncăruri. Noul legământ este legământul Duhului. Dumnezeu scrie legea Lui în mințile și în inimile noastre, scrie în ADN-ul nostru. De aceea, cel care este născut din Dumnezeu trăiește după noul legământ și este la un alt nivel. Vechile porunci, privind iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, rămân valabile. Dumnezeu nu le-a abrogat, este adăugat ceva nou, credința în Iisus Hristos. Dacă am crezut în Iisus și trăim după noul legământ, Dumnezeu iartă toate păcatele și nu-și mai aduce aminte de ele.
tot ceea ce se cere de la noi este să ne dedicăm viața Domnului, nu o dată pe săptămână, sâmbăta sau duminica, ci întreaga viață. În chivot mai era ceva, era mana. Moise a învățat poporul să o adune, să o gătească, să mănânce din ea și să o păstreze. O atitudine greșită față de mană era pedepsită cu moartea. Mana a fost simbolul lui Iisus Hristos. El spunea, eu sunt pâinea vieții venită din cer. Cel care mănâncă pâinea aceasta va trăi în veci. Dacă nu vom mânca din trupul Fiului Omului și nu vom bea sângele Lui, atunci nu vom avea viață în noi. Toate aceste lucruri au reprezentat ceva. Au fost niște semne pentru popor și a fost un semn pentru toate generațiile, pentru toți cei care au crezut. Pentru că atunci când analizăm istoria biblică, dar și istoria omenirii, putem să vedem că întotdeauna oamenii au luptat pentru putere. Toți au încercat să ia această autoritate, să-și exprime părerea, să o pună pe primul loc, mai presus de cuvânt. Oamenii încearcă să se hrănească cu ceea ce doresc, dar nu cu cuvântul lui Dumnezeu, nu cu revelația lui Dumnezeu, nu cu pâinea vieții. Și acest lucru continuă și astăzi. De aceea Dumnezeu a făcut semne atât de mari, precum mana din cer, ca oamenii să se poată hrăni, să înțeleagă că trebuie să se hrănească prin revelație, prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă poruncile, acele 10 porunci, însă oamenii le-au neglijat. Așa cum a făcut și poporul evreu. Oamenii au neglijat mana, au cârtit mereu, erau nemulțumiți. Aceste lucruri sunt descrise și sunt prezentate și în Noul Testament. Dacă vom citi în Cartea Evrei, în capitolele 3, 4, Apostolul Pavel spune, toate au fost niște pilde pentru noi. Astăzi, pentru mulți oameni, nu sunt prețioase revelația lui Dumnezeu și lucrurile sale sfinte, dar binecuvântarea și prosperitatea încep cu revelația. Când nu există revelație, slujirea lui Dumnezeu se transformă în păgânism, într-o slujire firească, pentru că în Sfânta Sfintelor era chivotul mărturiei. Oamenii încetează să slujească Creatorului și încep să slujească creației. Și drept răspuns, vin blestemele și afectează mintea. De aceea este foarte important să înțelegem, să prețuim, să iubim și să rămânem în revelațiile lui Dumnezeu. Dumnezeu este Duh și cel care îi se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Timpul în care noi putem să ne adăpăm din revelațiile și din viața veșnică, din cer, a început odată cu venirea lui Iisus Hristos și nu există altă cale. Omul nu poate fi mântuit altfel. Se vede aceasta în baza poporului evreu, care a dorit să-și facă propria cale către chivot, dar a murit în pustiu și nu a ajuns în țara promisă. Aceeași soartă i-a așteptat pe Anania și Safira. În biserica primară apostolică, ei au început să-l mintă pe apostolul Petru. Petru a spus, îl mințiți pe Duhul Sfânt în casa lui Dumnezeu. Și ei au murit pe loc, au fost scoși și înmormântați. Noi vedem că nimic necurat nu se poate apropia de Dumnezeu. Pentru aceasta avem nevoie de pocăință și curățare. De aceea, în fiecare zi stăm în cuvânt, în fiecare zi stăm în revelație, în fiecare zi stăm în pocăință. Abonează-te la canalele noastre pentru ca în fiecare zi să te umpli cu revelații din ceruri.